În această după-amiază, aleșii maramureșenilor, dar și cei ai băimărenilor, au fost convocați în ședință extraordinară, respectiv ședință de îndată, pentru a aproba un proiect care privește un protocol de colaborare între Consiliul Județean Maramureș și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, în vederea organizării și desfășurării Festivalului Castanelor 2016. Sărbătoarea orașului va avea loc între 23 și 25 septembrie și până acum câteva zile, evenimentele culturale și cele muzicale erau încă sub semnul întrebării. Ne interesează cu toții ca standardul la care a ajuns Sărbătoarea Castanelor să fie cât se poate de mult respectat. Sărbătoarea Castanelor a ajuns o sărbătoare cunoscută la nivel național, tocmai pentru că avea această bogăție în oferta culturală. Și trebuie să menținem acest lucru și mulțumesc încă o dată domnului primar pentru această invitație pe care eu sper, cu votul dumneavoastră, o vom onora la finalul săptămânii viitoare. Proiectul a fost votat în unanimitate de consilierii județeni după mai multe intervenții a unora dintre ei. Este pentru prima dată când cele două instituții se implică în comun în organizarea Festivalului Castanelor. Consider că acest festival al castanelor, ca fiind unul dintre cele mai importante evenimente al județului Maramureș, de asemenea consider că este un prilej prin care se poate scoate în evidență municipiul Baia Mare, administrația locală și de ce nu administrația județeană și județul Maramureș. Am făcut împreună protocoale de colaborare pe proiectul Baia Mare Capitală Culturală, împreună cu Consiliul Județean, împreună cu primăriile învecinate municipiului Baia Mare, împreună cu prefecturi și consiliile județene ale județelor vecine. Ar fi oarecum absurd ca să nu avem o colaborare directă municipiul Baia Mare și Consiliul Județean. Municipiul Baia Mare organizează acest eveniment. Avem licitație adjudecată, avem un program de festival. Am lansat în baza bunei colaborări. Vreau să rețineți, Consiliul Județean nu dă bani municipiului Baia Mare. Baia Mare nu a venit să ceară bani Consiliul Județean, să lămurim acest aspect. Este vorba de o colaborare. Conform protocolului, Consiliul Județean va sprijini administrația municipiului cu diferite evenimente cultural-artistice pe care le va organiza cu instituțiile aflate în subordine. Aleșii municipali au votat și ei proiectul privind protocolul de colaborare între CJ Maramureș și cele Baia Mare.